În calitatea care o am astăzi de păstor, slujitor și părinte, vreau să vă mulțumesc și eu pentru prezența dumneavoastră, pentru contribuția dumneavoastră, fraților slujitori, tinerilor și pe toți spun Dumnezeu să vă binecuvinteze. Să nu aveți impresia că mă ard călcâile ca să predic, că nu sunt dornic de asta, dar Naomi a insistat foarte mult, de mult timp, chiar și când nu era pe scenă încă Andrei, să-i predic la nuntă. Nu o să se întâmple asta, dar am ales totuși să spun câteva cuvinte. Și după ce Andrei a început să vină în familia noastră, acceptați asta. Asta datorită faptului că în ultima perioadă contextul i-a favorizat să fie mai mult la noi decât la dumneavoastră. Și sper să fie tot așa și în continuare. Andrei spunea, printre altele, când eram copil și, mă rog, apoi adolescent și fratele Bujor venea la noi evanghelizări, savuram cumva predicile dumnealui și pentru noi însemna mult prezența fratelui Bujor și asta ca și om cumva m-a ajutat și m-a încurajat să spun astăzi câteva cuvinte. Deși nu sunt foarte fericit, sunt fericit, dar nu ca și fratele Nicu. Fratele Nicu este mult mai fericit pentru că după cununia civilă și am și dovadă aici, mie mi s-a dat un buletin tăiat. Scria Bojor Naomi Larisa și tăiat. Și la fratele Nicu i s-a dat un certificat de căsătorie pe care l-a dus la biserică, la fratele cu numele Coțan. Și acum, bineînțeles că puteți și dumneavoastră să analizați, dar lăudați să fie Domnul. Acum mă bazez și pe faptul că s-a citit din Biblie astăzi și am șoptit la fratele Nicu că omul va lăsa pe tatăl său și pe mama sa, despre nevastă nu scrie asta, scrie altceva și vom funcționa în continuare după îndurarea lui Dumnezeu. Pe Naomi, Dumnezeu ne-a dăruit-o într-o lună august, suntem în luna august, ea este din 1998, 8 august. Și a fost și este o binecuvântare pentru noi. Luminița îmi tot șoptea când ne-am mutat la Cluj în urmă cu 18 ani, tot în luna august. Naomi era în spital în urma unui incident din care Domnul a scăpat-o și lăudat să fie Domnul. Era în august, în luna 8-a, dar erai de 8 ani atunci. Anii au trecut, slăvit să fie Domnul. Și Naomi s-a potrivit așa ca în data de, în luna 8-a, să-ți spun câteva cuvinte, așa, în special pentru tine, ca o încurajare și ca un sfat părintesc și pastoral, tot din cartea 8-a din Biblie, în care se găsește numele tău, Naomi. De unde noi ne-am inspirat, că n-am avut în familie, pe nimeni nu mi-amintesc să fi fost Naomi, da? Dar ne-am inspirat din Biblie când ți-am pus numele Naomi. Și atunci, din experiența acelei femei care a rămas scrisă în Biblie, în cartea 8-a din Scriptură, vreau să spun câteva calități care mi le doresc din toată inima Dumnezeu să ți le dăruiască în viața de familie, în societate, în relația cu Andrei și nu numai. În primul rând, mă rog din toată inima ca Dumnezeu să-ți dea abilitatea aceasta să ai discernământ și să fii cerebrală în decizii. Noi penticostali, ne ducem așa uneori de-a valma, nu prea folosim mintea, ci zicem că cu Duhul. Și o mai dăm de gard, așa că nici cu Duhul nu suntem cum trebuie și atunci nici mintea nu o folosim pe care ne-a dat-o Dumnezeu. Mă uit la femeia aceasta din Biblie într-un context special din viața ei și nu ușor, nu simplu. Nu vreau să insist, cunoașteți istoria. Ea cu mult discernământ și cu echilibru a stat de vorbă cu nurorile ei și le-a transmis un mesaj, unul cerebral. Unul care era după o anumită logică. Știți? Ne-a dat Dumnezeu minte și uneori nu o folosim, pentru că, repet, folosim altceva. Cred că trebuie să folosim mintea care ne-a dat-o Dumnezeu și atunci când înțelegerea ne depășește, să consultăm și alte surse pe care ne-a pus Dumnezeu la dispoziție și mă rog Dumnezeu să ne binecuvinteze. Ești isteață, ești ceea ce Dumnezeu te-a îngăduit să fii, folosește darul acesta de înțelepciune și de discernământ și de echilibru. Și mă rog Domnul să-ți dea putere. Pentru că Naomi a făcut asta. Repet, într-un moment complicat, a stat de vorbă cu nororul ei și a transmis un mesaj cerebral. Unul care pe noi,
ca și oameni, cum ați spus, domnule, dar o dezavantajează asta, să discuți cu fetele de lângă tine care s-au rămas să le transmiți mesajul ăsta, nu-i normal. Era unul logic, era unul cerebral, era unul care avea o direcție și avea o direcție clară. În al doilea rând, fii dispusă să-l faci fericit pe Andrei și pe cei din jurul tău, chiar dacă pentru tine condițiile uneori sunt nefavorabile. Noi, în general, vrem să facem pe alții fericiți după ce suntem noi fericiți. Și în măsura în care noi suntem fericiți, suntem dispuși, într-o anumită măsură, să-i facem pe alții fericiți. Femeia aceasta, cu numele Naomi din Biblie, era o nefericită. O nefericită. Și repet, nu vreau să insist. Dar în momentele ei de nefericire, în capitolul 3, versetul 1, așa telegrafic m-am uitat peste cartea lui Rut, spunea Naomi: vreau să-ți dau un loc de odihnă și să te fac să fii fericită. Chiar dacă pentru tine condițiile uneori vor fi nefavorabile, că așa sunt circumstanțele vieții, încearcă ca pe cei din jurul tău și în special pe Andrei să-l faci fericit. El să fie împlinit lângă tine. Dacă nu ești împlinit în familie, de fapt nu ești împlinit nicăieri. Ascultați-mă. Dacă nu ești fericit în familie, de fapt nu ești fericit nicăieri. Locul care e cel mai important unde poți fi fericit este familia. Și mă rog din toată inima Dumnezeu să-ți dea capacitatea aceasta și să-ți dea puterea aceasta. Chiar dacă, repet, uneori situațiile sunt nefavorabile pentru tine, fii mulțumită prin fericirea celor pe care poți să-i faci tu fericit. Naomi nu era fericit. Nu erau condițiile favorabile. Erau nefavorabile pentru ea. Dar dorea să facă fericit pe cineva de lângă ea, pe cineva care era aproape. Fă lucrul acesta. Dumnezeu să te întărească. 3. Naomi acționează prin credință. Știți circumstanțele cu Boaz? Și, repet, nu vreau să insist, dar în versetul 18, tot din capitolul 3, stă de vorbă cu Rut, cu nora ei, și spune: fii liniștită, fiica mea, pentru că tot ceea ce am construit, sau tot ceea ce am încercat să construim, este un act al credinței. Astăzi, Dumnezeu va da biruință și se va sfârși lucrul cu bine. Bun, dar nu se vede nimic la orizont, dar e sărăciei, durerei. Citiți și vedeți contextul acela în care se vorbea. Ea privea prin credință. Știu că se va întâmpla ceva. Știu că prin credință Dumnezeu va da biruință. Noi suntem fără perspective, suntem două femei, cum suntem? Suntem fără ajutor, fără niciun fel de sprijin. Și așa era. Dar există o credință în inima mea pe care vreau să-ți o transmit. Fii liniștită că Domnul dă biruință, că Domnul aduce binecuvântare, că Domnul chiar astăzi va finaliza această lucrare cu bine. Fii o persoană a credinței. Într-o lume în care necredința este tot mai prezentă și oamenii acționează tot mai puțin în virtutea credinței. Naomi, în momentele complicate, când și cel tare slăbește, când și Andrei probabil nu va putea sta ușor în picioare, când circumstanțele vor fi nefavorabile, transmite un mesaj al credinței. Astăzi se vor sfârși lucrurile cu bine. Fiți liniștiți, pentru că convingerea noastră este cu noi, este Dumnezeu. Și în ultimul rând vreau să spun, Naomi, dacă vei face așa, dacă vei acționa în modul acesta, dacă vei lua persoana aceasta ca și exemplu, de unde noi ne-am inspirat în mod special să spunem numele acesta, acțiunile tale în final vor fi apreciate de Dumnezeu și de cei din jur. Citesc în capitolul 4, în versetul 14, femeile au zis Naomi: binecuvântat să fie Domnul care nu te-a lăsat lipsită azi de un bărbat cu drept de răscumpărare și a cărui nume va fi lăudat în Israel. Dacă vrei ca soțul tău numele lui să fie lăudat
în Israel, în biserică, în societate. Trebuie să lucrezi pentru asta. Trebuie să lași să fie soț. Trebuie să lași să fie bărbat. Trebuie să lași să fie preot. Și trebuie să lași jos la asta. Sunt prea multe femei care, datorită dorințelor lor de a se afirma, își înjosesc soții și, iertați-mă, prin atitudinea lor, poziția lor, numele lor, este denigrat sau este într-un fel înjosit. Tu întotdeauna să știi, așa cum se spunea, Dumnezeu, Hristos, Andrei și apoi eu. Aceasta este familia. Și dacă vei face așa, acțiunile tale vor fi binecuvântate. Acțiunile tale vor fi cu un rezultat pozitiv. Și cei din jur, și femeile, și tinerele vor lua ca și exemplu și vor spune: Dumnezeu a binecuvântat-o cu un bărbat, unul care are un nume în Israel. Și Andrei, îți spun și ție doar atât. Păstrează-ți un nume bun în Israel. Păstrează-ți un nume bun în societate, în biserică, în viața de familie. Și Dumnezeu să vă binecuvinteze. Mulțumesc!